Salut! Numele meu este Zoltan Vereș și ceea ce asculți este podcastul de EQ, adică un podcast despre inteligența emoțională. Oamenii spun că le place să stea de vorbă cu mine pentru că nu contează dacă suntem pe drum sau la birou, oricând stăm la povești, înțeleg niște lucruri care în rest le scapă sau reușesc să plece cu idei care îi ajută să schimbe viața, să-și rezolve probleme sau să-și crească performanța în diverse aspecte. Una din colegii mele i-a venit ideea să înregistreze aceste discuții ca să le poată reasculta și am zis, atunci dacă tot înregistrezi, de ce să nu le dăm și altora? Dacă pe tine te ajută să reasculți aceste înregistrări, hai să avem niște discuții pe care să le poți da și la oameni să poată să ajungă și la alții. Așa că ceea ce asculți și această serie de podcasturi pe care urmează să le urmărești sunt exact despre asta. Discuții despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Salut, Zoltan! Bună, Madalina! Eram într-o zi la salon, povesteam cu una dintre fetele care îmi face părul. Era nervoasă, mai mult frustrată pe o situație care s-a întâmplat în salon. Mai precis, există în salon una dintre fete care, din punctul prietenei, cunoștinței mele, nu își face bine treaba, dar cunoștința mea n-are curaj să-i spună. Așa. Dar frustrarea există. Așa. Și nu știe cum să-i spună. Okay. Și m-a întrebat, eu nu am curaj să-i spun pentru că știu că se va supăra? Că ea e sensibilă și ea ține supărare. Și eu nu-mi dau seama cum aș putea să-i comunic că e o limită de-a mea și că trebuie să înceteze să facă lucrul ăsta. Așa, și care e întrebarea? Cum comunici limite într-un mod inteligent emoțional? Păi, în primul rând, am o întrebare existențială. De ce ar fi treaba altora ca să țină cont de limitele tale? Adică, o întrebare destul de justificată în sensul de, bun, tu vii la mine și îmi comunici că ai o limită de care eu ar trebui să țin cont și eu îți spun, bine, aceasta este o limită de a mea de care ar trebui să ții cont, că eu nu suport limitele altora. Da. Ce facem? Păi... Am stricat tot podcastul. Gata. Păi nu asta mă așteptam să spui. Da, adevărul este că... fiecare dintre noi avem nevoie să definim aceste limite, dar consider că limitele respective, dacă vin din goluri, temeri, frustrări, nemulțumiri și șabloane emoționale negative, ele oricum vor fi încălcate de cineva. Poate îți dau un exemplu mai concret. Dacă ești obișnuit să te frustrezi, da? Ești obișnuit, adică nu e ca și cum te-ai frustrat o singură dată în viața ta și gata, s-a terminat. Ești obișnuit o dată pe săptămână să te frustrezi. Poți să trasezi limitele cu câte persoane vrei tu în jurul tău, tot se va găsi cineva sau un subiect sau un străin sau un televizor sau ceva pe care să te frustrezi. Pentru că tu ai frustrarea ca șablon. Da. Și creierul tău știe că trebuie să trăiești asta, așa că va găsi sau construi sau te va pune într-un context în care să o trăiești. Exact. Și atunci poți să trasezi limite, doar că limitele respective ar trebui să fie din sistemul tău de valori construit în mod conștient, din răni vindecate, nu din răni existente. Adică, dacă eu am ca rană sau defect sau slăbiciune, gelozia, așa, să nu încep să pun limite din gelozie, așa, ci să încep să pun limite în momentul în care am vindecat gelozia. Exact. Pentru că dacă pui limitele, da, e ca și cum tu ai o rană și tot încerci să-l convingi pe celălalt că trebuie să aibă grijă de rana ta. Timp în care cu siguranță că și celălalt are tot fel de răni, încearcă să-ți atragă atenția probabil asupra unor răni, dar tu ții cont de rănile altora, adică cât de ușor ți este ție să ții cont de limitele altora. Îți este foarte simplu să ai grijă de limitele altora în limita limitelor tale. Și atunci alții vor avea grijă de limitele tale în limita limitelor lor. Exact. Deci aici este un joc pe care îl facem împreună. Nu contează ce fel de relație este. Fiecare vine cu anumite limite. Limitele, majoritatea lor cel puțin, vin din răni. Nu vin din răni vindecate, ci vin din răni deschise.
Adică următoarea mea întrebare este de ce ne este atât de frică să spunem ce nu ne convine? Și acum că spui asta, îmi dau seama că acel nu ne convine e rana de care vorbești. Exact, rana deschisă. Pentru că atunci când tu, valorile tale, sistemul tău de valori s-a creat în urma unor răni vindecate, tu ai o stare de detașare, nu ai o stare de frustrare, reproș, nemulțumire. Și când comunici limite cu o stare de detașare, ceilalți nu percep ca un atac la persoană. Mm-hmm. Dar dacă tu comunici dintr-o stare de frustrare și de nemulțumire și de atac până la urmă, e normal ca ceilalți să răspundă prin defensivă sau prin contraatac. Sau să se simtă supărați sau răniți. Mm-hmm. Adică doar gândește-te că există lucruri foarte nasoale pe care le poți spune cu o stare detașată și de drag față de un om, uh-huh, și ăla să fie deschis, și poți să existe lucruri foarte frumoase pe care încerci să le comunici, dar dintr-o stare foarte nasoală, și omul ăla să nu audă nimic din asta. Uh-huh. Deci ce încerci tu să spui este că nu este, din nou, intervine creierul și rațiunea, nu este atât de important să ai tehnic puse la punct niște limite, pe cât este importantă starea, unu, cea pe care o folosești sau pe care o ai în momentul în care îți construiești sau, mă rog, tragi limitele respective, uh-huh, și apoi a doua stare, cea în care comunici, da, limitele. Exact. Îți dau un exemplu legat de gelozie. Eu am fost o persoană foarte geloasă, extrem de geloasă, un șablon moștenit, învățat de la taica meu. Îmi făceam niște crize de gelozie locami teribile, adică eram în stare să fac un show din ăla meseriaș și la un moment dat mi-am dat seama că ok, ăsta e șablonul meu, e slăbiciunea mea, e problema mea, pentru că am, nu-i ca și cum doar pe cam mi-aș fi fost gelos vreodată în viața asta. Uh-huh. Și atunci, dându-mi seama de asta, mi-am dat seama că vreau să o vindec pentru mine, adică vreau să nu mai fiu gelos pentru mine. Nici nu puteam să-mi imaginez cum e să nu fii gelos, uh-huh, în aceleași contexte. Dar cu ce m-am dus către Cami a fost bine. La început făceam scandaluri. Uh-huh. Era firesc să fac scandal pentru că încercam să-mi protejez rana. Apoi când mi-am dat seama că am o rană din care trăiesc acele lucruri, m-am dus la Cami și i-am spus ceva de genul, uite-te, eu am rana asta, mă doare îngrozitor, vreau să mi-o vindec, o să o vindec cu sau fără ajutorul tău. Dacă mă poți ajuta, o să fie foarte fain. Adică dacă tu ai putea să ai grijă de acele limite, o să mă ajute poate să-mi vindec rana mai repede. Mm-hmm. Dar nu-i sigur. Asta pot să vă garantez. Deci n-ai mers ei să-i ceri. Nu am mers să-i cer ei să-mi țină cont de limitele mele și de rana mea. I-am cerut ajutorul în procesul meu de vindecare. Mm-hmm. Adică afirmația a fost foarte clară. Cu sau fără ajutorul tău o să rezolv problema asta. Probabil dacă mi oferi ajutorul și susținerea, o să-mi fie mai ușor, poate. Deși, gândește-te că noi ne dorim să ne vindecăm anumite răni, sau, mă rog, încercăm să schimbăm niște lucruri, tocmai pentru că ne doare suficient de tare. În momentul în care cineva are grijă de limitele tale, s-ar putea să nu te mai doară suficient cât să o rezolvi și atunci oricum o să te tot lovești de aceleași limite. Mm, deci s-ar putea ca faptul că nu-ți provoacă limitele să susțină mediul de a avea slăbiciunile. Da, da, da. Adică îi spuneam lui Cami, cum se uită la mine și zice ce bărbat fain ai devenit și foarte mândră de mine, de cum am devenit. Și îi zic, păi da, amândoi avem meritul nostru în chestia asta. Eu că am depus eforturile și tu că ai ținut standardul. Uh-huh. Adică faptul că ea nu-mi permitea și nu, zic, nu tolera anumite comportamente și slăbiciuni ale mele, mă înnebunea, adică simțeam că o iau razna pentru simplu fapt că atunci când eu mergeam dintr-o anumită stare de slăbiciune, mă respingea pur și simplu, adică pur și simplu mi-o tăia, înțelegi? Și eram disperat, adică eram gata să o agresez numai ca să mă accepte, știi, ceva de genul. Dar faptul că ea nu se lăsa și a ținut standardele m-a pus în poziția în care, ok, vrei să rămâi cu ea, chiar o iubești, chiar ții la relația asta, că e importantă, atunci, hai, la treabă. Foarte interesant că ai spus asta, pentru că în mintea mea, în timp ce vorbeai, era exact asta. Tu, ca bărbat, ai ales că o vrei pe ea. Da. Și ai știut că, deși îți provoacă limitele în halul în care o făcea, vei vindeca pentru că îți dorești să fii cu ea. Și pentru că nu pentru ea, ci pentru că lângă ea îmi vedeam și eu acea variantă ideală. Da. Uh-huh. Adică puteam să mă văd în varianta mea ideală și în varianta mea mai bună și puteam să percep cine aș putea să fiu și ea constant îmi aducea aminte că ai putea să fii așa.
care asta mă forța. Acum, într-adevăr, pentru majoritatea bărbaților, este tot una, lor le trebuie o femeie. Adică nu, când se îndrăgostesc de cineva, cu asta n-a ieșit, păi hai că o să iasă cu următoarea, știi? Dar, într-adevăr, în context relațional, era foarte important, știam că dacă îmi depășesc limitele, o să creez o relație mult mai faină cu ea și o să putem crește și o să ne fie mult mai bine. Dar, în orice alt context, e același fenomen, în care dacă tu ai de obținut un rezultat alături de cineva, treaba ta este să te joci cu tine în acel context până când obții acel rezultat, dacă într-adevăr rezultatul e important. Uh-huh. E același lucru și același fenomen și în context profesional. Adică exact în exemplu pe care tu l-ai dat, ok, aia nu-și face treaba. Păi hai să vedem, te încurcă pe tine chestia asta? Da, mă încurcă. Na, bun, păi două variante. Du-te mai departe și taci, adică, fă așa încât tu să obții rezultatele, sau comunică. Nu comunici, asumă-ți. Adică nu te tot consuma ca și cum ălălalt ar fi de vină că e sensibil și tu nu poți să-i spui. Asta cred că una din cele mai perverse forme de egoism. În momentul în care pui limitele tale în cârca celuilalt. Adică eu nu-i spun celuilalt pentru că e sensibil și s-ar supăra. Nu, frate, nu te interesează că e sensibil sau că s-ar supăra. Te interesează că nu-ți convine că se supără. Te interesează faptul că tu te simți prost când el e supărat. Da. Adică de asta e că e un egocentrism foarte pervers. În care pe lângă faptul că te deranjează anumite comportamente ale acelei persoane, pe lângă faptul că oricum și tu le ai pare tare, stai liniștit, adică faptul că o bârfești pe ea, ce spune despre tine, da? O bârfești pe ea unor cliente, by the way, da? Pe lângă asta, îi mai pui în cârcă și propria ta slăbiciune. Păi ea îi supărăcioasă și de aia eu, săraca, nu sunt în stare să-i spun ei nu știu ce chestii. Nu, frate, ești egocentrică și nu suporți să fii respinsă și să fii judecată, nu suporți ideea că poate se întoarce împotriva ta, nu suporți ideea că probabil o să gândească despre tine așa cum gândești tu acum despre ea. Și atunci nu-i spun. Crezi că ăsta este scenariul cel mai des întâlnit în creierele noastre în momentul în care ne e frică să ne comunicăm limitele? Păi, respingerea? În orice situație în care tu ai atitudinea asta în care eu aș spune dar nu pot, aș face dar nu pot pentru că cineva nu știu cum o să reacționeze, teama ta este de ce o să simți tu de la reacția aceea, nu reacția celuilalt. Wow, mi se pare așa de un alt nivel de înțelegere a relațiilor, de orice fel, în momentul în care înțelegi că ție nu ți-e frică de supărarea ăluilalt, ți-e frică de ce va face sau cum va reacționa. Sau cum o să simți tu. Da, și de cum se va simți în tine reacția lui. Consecințele asupra ta, până la urmă. Că dacă ar fi un străin, de exemplu, știi? Și super pe cineva străin, și atunci te gândești nu că ăla sărac o să stea supărat toată ziua, și te gândești eventual, bă, dar dacă se întâlnește cu cineva și zice, bă, vezi că ăsta, știi? Adică tot despre tine o să fie vorba. Niciodată nu o să fie despre durerea celorlalți. Mi se pare extrem de important să vezi lucrurile din perspectiva asta. Eu nu-mi comunic limitele dintr-un egocentrism legat de durerea pe care posibil eu aș simți-o dacă celălalt a reacționat într-un anume fel. Da. Wow. Și aici, și asta culmea este că e o limită pe care o limitare până la urmă pe care ți-o menții singur. Adică nici nu știi cum o perpetuezi. Nici nu știi cum a reacționa la. Că nu i-ai spus niciodată, n-ai testat. Tu proiectezi asupra acelei persoane un anumit mod de a reacționa sau anumite consecințe, dar nu o să știi până nu-i spui. Da, s-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să se supere. Dar dacă tu într-adevăr ai un strop de inteligență emoțională, dacă ăla se supără pentru că tu i-ai spus niște lucruri care sunt adevărate, vezi, Doamne, atunci tu ar trebui să poți să duci chestia aia. Adică oricum ești supărat deja, oricum ai o problemă deja, știi? Aici e așa un fel de cerc vicios și o formă de ciudățenie a oamenilor în care eu stau supărat pentru că dacă aș spune ce mă supără, ăla s-ar supăra și după aia eu aș fi supărat. Dar eu oricum deja sunt. Ești, exact. Adică deja ești deranjat, deja aveți o problemă în relație, deja aveți un conflict. Da, numai că să ai perspectiva asta și să acționezi din perspectiva asta ar însemna să-ți asumi că stările tale emoționale sunt stările tale emoționale. Și că le ai, da, așa este.
dar așa nu, eu supărat că ăla face așa și nu pot să spun pentru că după aia s-ar supăra și m-aș supăra și eu după aia că s-a supărat el pe supărarea mea, știi? E așa o... Ioi. Da, da, așa funcționează, un fel de meci de ping-pong din ăsta ciudățel, uh-huh. în condițiile în care, de fapt, fiecare oricum se simte cum e obișnuit să se simtă. Uh-huh. Sunt oameni cărora poți să le spui niște lucruri foarte dure și nu se supără și sunt alții la care le faci un compliment și se supără. Adică... De genul, știi că sunt oamenii care le spui ce bine arăți azi și după aia, adică ultima dată când ne-am văzut nu arătam bine. Aha, exact. Mai, da. What the... Cum ai sucit-o, Doamne? Sau îi spui că, că arăți mult mai bine decât arătai data trecută, mm-hmm. știi? Și imediat pot să fie două interpretări. Da. Adică data trecută arătam super și acum arăt mega sau acum arăt bine și era nașpa. Mm-hmm. Da, da, aici fiecare o să fie cu interpretările lor și îi persoanele care nu-și asumă cumva să nu-și asumă propriile stări, acele persoane sunt cele care au senzația că pot să le provoace altora stări. Dar oricum au senzația? N-o să-și asume. Da. Adică, îți dau un exemplu. Okay. O clientă, era o discuție despre faptul că poți să-mi spui orice că nu mă supăr, că tu nu poți să mă superi, că doar eu aleg să mă supăr. Da? Asta e teoria ei. Uh-huh. Da? În același timp, nu știu în ce discuție, îmi zice, iartă-mă, te rog, că te-am supărat. Zic, dar stai puțin. Ai zis că eu n-am cum să te supăr, că tu te superi, uh-huh. da? Atunci, de ce presupui că tu ai putea să mă superi pe mine? Păi, și își dădea seama că stai puțin, adică ceva nu e în regulă. Ori îți asumi că tu ai stările tale și nimeni n-are cum să te supere, dar atunci ești liber să te exprimi pentru că știi că nu ai cum să superi pe nimeni, că și ei au stările lor, uh-huh. sau îți asumi că ăla te-a supărat pe tine, dar atunci asumă-ți că și tu poți să-l superi pe el. Știi? Dar lumea adică face... nu mai fă pe martirul. Exact. Lumea uh-huh. face asta unilateral. Știi? Da, da, eu da. Nu am cum să te supăr pe tine, că tu te superi, dar tu mă superi pe mine. Uh-huh. Știi? Adică, ok, hai să facem corectă. Hai să facem corectă. Fiecare are niște limite, da? Și atunci ori fiecare alege pentru el ce simte, cum reacționează și atunci poți să-mi spui orice că nu o să mă superi, că da. Eu aleg cum reacționez, uh-huh. sau dacă tu ți-asumi că eu te-am supărat, atunci asumă-ți că și tu mă poți enerva pe mine. Hai? Înțelegi? Bilateralitatea da, acestui concept. E o dinamică foarte diferită de felul în care am fost educați. Corect. Noi am fost educați că toată lumea ne face lucruri, uh-huh. dar noi nu avem nicio putere în exterior. Crezi, apropo de educație, crezi că să comunici limite este un lucru pe care ar trebui să-l învățăm de mic, de mici? Acum, depinde foarte mult. Cred că ar trebui să avem un exemplu de sinceritate mm. și un exemplu de asumare mai degrabă decât să fim învățați. Că până la urmă e o stare. Da. E o stare de autenticitate, o stare de libertate interioară și o stare de respect față de ceilalți până la urmă. Da. Că dacă eu consider despre tine că, nu știu, mă deranjează de fiecare dată când, nu știu, vorbești la telefon în birou, de exemplu, da? Da. Și pe mine mă deranjează chestia asta, dar eu nu spun și am explicații de ce nu spun chestia asta, eu de fapt te mint de fiecare dată când stau de față cu tine, okay? Și unii mai și întreabă, tu e ok să vorbesc? Da, e ok. Și mă aștept să dai tu seama că mie nu-mi e ok. Hei? Adică unii se mint în față legat de aceste limite. Ce parșiv. Da, așa funcționează foarte multe relații între oameni. Adică am avut o discuție foarte interesantă cu Cami legat de Untold și tot procesul ăsta de demonizare, de ui, Dumnezeule, ce, tot felul de chestii. Și avem păreri foarte diferite, dar putem să discutăm, amândoi știm care sunt acele elemente în care nu sunt de acord cu tine, dar putem discuta despre asta și ne spunem, ok, la chestia asta nu sunt de acord cu tine. Și asta înseamnă pentru mine o formă de sinceritate și de autenticitate care permite o relație în care cei doi să fie așa cum sunt. Nu să prezinți o imagine cuiva în care să spui, uite-te, cam așa ăsta, tu de fapt, știi, gândești altceva, te comporți altfel. Dar de fapt tu n-ai spus pentru că ai considerat că dacă nu spui, vezi, Doamne, mai bine, dar de fapt din nespusul tău tu nu faci decât să perpetuezi o stare de minciună care, de fapt, e baza relației. Da. Adică pui o imagine falsă uh-huh. și după aia te aștepți. Facebook se numește. Sau, și acum o să fiu răutăcioasă,
Începuturi de relație se numește. Sau da? Da? În care te vinzi cu toată experiența ta vastă, te vinzi cu toate calitățile tale, te vinzi cu toate aspirațiile tale cele mai înalte, după care vine viața. Da, mă uitam la un... Era un show de stand-up comedy în care zicea tipul respectiv, bă, mi-ar plăcea să fiu... Știi cine mi-ar plăcea să fiu? Eu la prima întâlnire. Sunt realizat, mă îmbrac bine, sunt curat, plătesc tot și îmi cade bine să plătesc tot, fac glume faine, pe lângă asta sunt și extrem de amabil, atât de amabil încât îmi trag și mie scaunul la masă. Problema este că la a doua întâlnire nu mai sunt deloc așa. Și atât de știu că e foarte interesant cum ne afișăm într-un anume fel și apoi încep să iasă limitele necomunicate la un moment dat la iveală. Asta pentru că încercăm să obținem acceptarea prin orice mijloace și în momentul în care ai obținut acceptarea, e ca și cum, da, bun, am obținut acceptarea, acum cu ce mai pot să plusez cumva, știi? Dar tu ai obținut acceptarea pentru ceva ce nu ești. După care începe încep reproșul legat de disconcordanțele între cele două. Păi tu ai zis că așa îți dorești. Păi știu, dar... Există câteva situații care în mentalul colectiv sunt parte din, să zic așa, chestiile populare, glumele, sarcasm și așa mai departe, și sunt unele dintre ele pe care eu un pic le cam întorc, cred că de la tine am învățat asta, dacă mai stau pe lângă tine o să sucesc toate. De exemplu... Ce vrei să zici cu asta, că eu le sucesc pe toate? Da. Okay. Să se înregistreze, să rămână scris în istorie, da. Bun. Există oameni, chiar și de vârsta mea, la care comunicarea cu părinții lor se întâmpla foarte la nivel de bășcălie. Și în mine era cu ok, vorbești destul de urât cu mama ta, nu ți se pare? Și răspunsul era, dacă nici cu mama nu pot să-mi permit să vorbesc la nivelul ăsta sau să înjur la nivelul ăsta, cu cine pe lumea asta? Și în mine, contorceam, era, păi tocmai că mama e persoana căreia îi datorez respect pentru simplu fapt că te-a făcut, nu ne legăm la cum a crescut, ce valori, la. Și dacă tu exact cu ea vorbești în felul ăsta înjositor, păi cum, că exact cu ea ar trebui să pot să-mi permit să fiu cum sunt. Ok, deci tu n-ai o problemă că tu vorbești urât, tu ai o problemă cu cine poți să exprimi. Mi se pare că s-au perpetuat și s-au pervertit niște chestii foarte... Exagerez eu acum? Nu exagerez. Adevărul este că sunt foarte multe situații în care cineva pozează și asta știu din poveștile clienților mei, nu din cărți. Faptul că atunci când într-un cuplu, de exemplu, cei doi ies în oraș... Și el, cum zic, tuturor li se pare, oh my god, ce bărbat e el și cum se comportă și cum este. Și când ajung acasă, de fapt e un animal și un nesimțit și un bătut în cap, înțelegi? Da. Sau invers despre ea, care în societate este super afectuoasă și prezentă și mamă ce blândă și de așa. Și când ajungem acasă, mă apuc de scandal și de critică și de tot felul de alte chestii. Se întâmplă chestia din nou, nevoia de acceptare, fiecare are un sistem de valori subconștient și încearcă să împlinească treaba respectivă. Evident, încercăm să punem în imagine, cumva, în imagine în fața altora, tot felul de lucruri care funcționează până la punctul în care ajungem la instincte. Acasă, cu părinții, cu persoane apropiate, unde dăm drumul la control și dăm drumul, lăsăm imaginea la o parte, dar tu, de fapt, ești așa cum îți permiți să fii în cele mai nasoale momente ale tale. Alea tu de fapt ești tine, așa, da? Cum îți permiți să fii în cele mai nasoale momente ale tale. Da, ăla e punctul tău cel mai jos, da? Okay. Adică nu ai... Fiecare dintre noi avem o gamă între punctul ăla cel mai jos și varianta aia pe care reușim să o expunem în momentele noastre bune. Da. No, întrebarea este procentual unde te situezi. Mare parte din timp. Adică fiecare dintre noi are un fel de dark side, fiecare dintre noi are anumite scăpări și anumite umbre. Asta e, nu, suntem oameni și nu avem cum să scăpăm de chestia asta. Dar în zonele astea unde ești acasă și unde ești relaxat, se vede până unde cobori în mod obișnuit. Adică până unde cobori foarte ușor. Ah, și aici intervine ce spui tu. În momentele de tensiune, nu te ridici la nivelul așteptărilor, ci cazi la nivelul antrenamentului. Exact. Adică tu, atunci când lucrurile sunt bune, ești acolo sus, da? Și oai, mamă, cine sunt eu și cum sunt eu și ce calități am. Da. Ei, după aceea, în funcție de cât de obosit e și cât de criză e situație, cobori mai sus sau mai jos. Da. Dar contează foarte mult cât procentual
cât de jos, dar procentual. Adică, ok, hai zicem, fiecare dintre noi avem niște stări între plus 10, minus 10. Da. Da? Bine, minus 10-le meu o să fie diferit față de minus 10-le tău. Da, să zicem, da, gama asta. Bun, unde te situezi mare parte din timp? Ok, deci între nu doar cât de jos, ci cât de mult 5? Timp stai exact, între. Exact, exact. Okay. Adică 80% dacă tu ești între minus 1 și 5, bravo ție. Uh-huh. Da? Dar dacă tu 80% din timp ești între 1 și minus 5, uh-huh, aici ai jocul până la urmă, de predominanță, pentru că, așa cum mai spuneam și într-un alt episod, cel care are, îi se va mai da. Uh-huh. Da? Adică dacă tu perpetuezi anumite stări, acelea o să devină din ce în ce mai prezente. Uh-huh. Și aici intervine antrenamentul pe care poți să-l faci și când ești conștient, lucid și odihnit. Atunci te muți din ce în ce mai sus, dacă te antrenezi conștient, o să fii din ce în ce mai mult acolo, uh-huh, și atunci când lucrurile o iau razna, o să cazi mai puțin sau mai puțin timp stai acolo. Uh-huh. Ce apropo de limite, explică, știi? Între minus 10 și plus 10 limite, da, la fel e și la locul de muncă și tipa respectivă. Ok, îs obișnuit să trăiesc frustrarea. Da. Dar dacă eu constant, la fiecare clientă, îi mai explic încă o dată de ce sunt frustrată, îi mai explic încă o dată de ce nu merge aia, de ce nu funcționează, cum e aia, cum e aia, mă mut aproape forțat în jos, adică mă antrenez să cobor. Știi? Chiar dacă vine o chestie pozitivă sau o clientă pozitivă, 5 minute stau un pic în stare pozitivă, după care știi ce se întâmplă aici? Stai să-ți explic. Eu și cred că de aia nu-mi place să merg la salon. Vezi? Dar nu, unii se miră. Apropo de evaluarea consecințelor despre care discutasem într-un alt episod, ok, asumarea și starea de victimă. La mine nu vin clienții, nu știu, toată lumea vine odată de două și după aia nu mai vine, merg la ăia la alți. Oare de ce? Mm-hmm. Oare de ce nu le place să fie cu tine? Oare ce nu le convine cu tine? Mm-hmm. Oare de ce eu m-am dus după tipa care mă tunde în capătul ăla al lumii că s-a mutat cu cabinetul? Mm-hmm. De ce nu m-am dus la același cabinet la altă tipă? Mm-hmm. Aici e tot jocul. Mm-hmm. Și asta nu înțeleg oamenii, că poți tu să comunici limitele și să fii foarte șmecher în ce te deranjează și ce știi, dar modul în care le comunici, modul în care le simți, cum te comporți mare parte din timp cu tine și cu oamenii din jurul tău, asta o să definească, de fapt, inclusiv cât de înțelegători o să fie oamenii cu limitele tale. Pentru că dacă tu iei razna odată la 6 luni și în restul timpului ai o relație foarte faină cu oamenii, în data aia când o iei razna, toată lumea se uită ciudat la tine. Mm-hmm. Dar ghici ce? O să treacă peste. Pentru că o faci odată la 6 luni. Dar dacă tu o faci zilnic, știi? Chiar pentru dacă că între 10 și minus 10 ai stat mai foarte mult puțin. Timp. Exact. Mm-hmm. Dar dacă tu stai acolo mare parte din timp, știi, la un minus 6, minus 7, când mai cobori și la minus 10, apoi atunci înțelegi? Te taxează. Aici atunci mi-e chiar. Dar dacă tu stai mare parte din timp în zona pozitivă și oamenii se simt bine în jurul tău și odată cobori la minus 10, toți o să fie îngroziți și șocați. Că dacă mai zic, dacă nu te-au cunoscut în felul acela și zic, oh my God, tu ești așa. Ai ieșit din grafic. Exact. Deci e ceva teribil. Cum ai putut să faci așa ceva? Dar foarte repede o să-și revină și ei la fel ca și tine. Da. Mai am o situație care e și mai sensibilă și despre asta am vorbit și noi adineauri când încă nu erau pornite microfoanele. Într-o lume super politically correct, cum îți comunici limitele? Pentru că mie nu-mi place lucru X, dar când spun că nu-mi place lucru X, se inflamează cu tărică. Mm-hmm. Cum îmi permit să declar că nu-mi place lucru X? Da. Păi, știi bine care e întrebarea mea. Tu cum îți permiți să judeci faptul că eu judec pe cineva? Poți să repeți, te rog? Tu cum îți permiți să judeci faptul că eu judec pe cineva? Tu cum îmi cer mie să tolerez ceea ce îți spun că nu-mi place? În condiție că tu nu tolerezi faptul că mie nu-mi place. Exact. Da, e o lume, cum zic, discutasem într-un alt episod despre această lume un pic pervertită, uh-huh, a minții umane, care vine și le învârte și le sucește în toate felurile, dar lucrurile sunt destul de simple. Ai un obiectiv și un rezultat pe care ți-l dorești. Da. Tu acolo trebuie să vezi care e drumul care duce până la rezultatul tău și să vezi dacă îți convine drumul ăla și să mergi pe drumul respectiv, să vezi ce obstacole ai pe drumul ăla și dacă vrei să le ocolești sau vrei să treci prin. Da? Asta okay. Vorbim aici inclusiv de oameni. Uh-huh. Da, au fost oameni în viața mea care le-am spus niște lucruri foarte dure. Tu ai fost de față când am făcut prima concediere din viața mea, în care am scris un e-mail în care mi-am spus părerea și am zis ok, nu mai vreau să te văd. Uh-huh. Da? Scurt pe doi. Uh-huh. Pot să tolerez niște lucruri, pot să ajut, dar am anumite limite, să zic așa, pe care dacă le atinge cineva, sunt dispus să fiu dur, tăios și fatal de-a dreptul. Uh-huh. Da? Ești foarte atent
prin ce trec, pe lângă ce trec și cum dacă mă apropii duce... de direcția okay. respectivă. Asta e foarte important. Ok, că următoarea întrebare era ce fac într-o lume atât de sensibiluță? Îmi comunic limitele sau nu mi le comunic? Sau rămân eu cu limitele mele și învăț să le exprim în momentele în care am impresia că am cui să le exprim? Și atunci ai completat foarte fain răspunsul cu dacă te apropie de obiectivul tău, comunică. Dacă nu te apropie de obiectivul tău, nu n-are intra rost. În lupte, că s-ar putea să te turneze prea mult. Da, apropo de lumea asta sensibiluță și un moment din asta de sinceritate extremă, care pe unii poate o să-i șocheze, inclusiv pe tine. Aoleu. Nu e așa grav. Într-o lume din asta sensibiluță, în care toată lumea are senzația că gândește, dar de fapt este super emoțională, așa. E o plăcere să cunoști toate mecanismele astea și să faci din unii fix ce vrei tu. Ai, dark side. Da. Adică, realmente sunt oameni în jurul meu care, cum zic, știi, mă uit și îmi dau seama că, efectiv, poți să-mi bat joc, așa, pe față de omul respectiv, metaforic, bat joc, ghilimele, da? Și nu își dă seama și ia în serios totul și tot, cum zic, deci n-ai cu cine, știi? Atât de lipsit de conectare. Da, exact. Și atunci e ceva de ce mă pun, ok, acum eu ar trebui să mă străduiesc ca să mă fac înțeles. Ar trebui să mă străduiesc să am grijă de sentimentele cuiva care, cum zic, e total ignoranță din aia de lemn, înțelegi? Bâtă. No, și atunci eu să mă apuc acum să mă gândesc cum îl afectează pe ăla, nu știu ce chestii. Dude. Apropo, dacă tot am ajuns aici, ce emoții sau abilități ar trebui să exprime o persoană ca să poată să comunice sănătos limite? Bun, acum depinde pe ce model vorbim, dacă vorbim pe modelul Daniel Goleman sau modelul Six Seconds, dar acum mai degrabă o să trec în stări. Da. Deci da. O să zic în termen de stări, fermitate. Fermitate este acea stare în care tu ai o direcție și mergi în direcția respectivă chiar dacă ceilalți încearcă să te deturneze. Apropo de ce ai zis cu obiectivul. Da. O stare de compasiune în care să înțelegi că unii nu o să fie de acord cu tine, dar să nu intri în luptă cu acele persoane, ci să ai grijă să nu-i calci pe drum. Și respect de sine, care înseamnă să ai grijă de valorile tale. Da? Adică să știi care sunt valorile tale și să ai suficient de respect de sine, că dacă cineva încearcă să deturneze, cu acea fermitate să revii și cu compasiune să ai grijă de ei, să nu-i calci cu buldozerul. Întrebare mai tehnică. Crezi că ai putea să ajuți o companie, o firmă, o organizație să se dezvolte, să facă mai mulți bani, să vândă mai mult dacă i-ai învățat cum să-și comunice limitele între ei, membrii organizației? Da, am și făcut chestia asta. Adică chiar era un exercițiu pe care l-am făcut în mai multe locuri, în care fiecare trebuia să scrie două lucruri care îi deranjează, era anonim o chestie respectivă și ei scriau pe un bilețel, da? două bilețele cu câte un lucru care îi deranjează în comportamentul celorlalți, în absolut orice, două lucruri care îi deranjează. Eu am adunat toate bilețelele, da? Și am făcut o listă cu toate aceste reproșuri, nemulțumiri, după care împreună am găsit soluții pentru ele. Nu erau nominale, dar toată lumea era de acord că acele lucruri sunt deranjante, doar că erau nivelul de deranj pentru fiecare separat. Și atunci, practic, în momentul în care ai grijă ca într-o echipă, lumea să știe care sunt aceste lucruri care sunt deranjante, să găsești soluții pentru ele. Adică citeam unul, de exemplu, faptul că se vorbește la telefon în birou. Da? Adică erau oameni care lucrau... Open space? Da, open space, 10-12 persoane în care se vorbește la birou, da? La telefon. Nu toată lumea vorbește, că unii sunt mai simțiți și ies, alții nu răspund, dar sunt unii care răspund, da? Fiind nenominală chestia respectivă, anonimă, lumea putea să-și exprime aceste lucruri, dar când am scris acolo că se vorbește în birou, la telefon, toată lumea a recunoscut, da, chestia chiar e deranjantă. Chiar și ăia care vorbeau uneori, pentru că poate nici măcar nu-și dădeau seama că e deranjant pentru ceilalți, dar când alții vorbeau pe ei, deranja. Pentru că nu și-au comunicat. Deci, practic, tu ce ai făcut a fost să creezi un mediu sigur în care să puteți să discutați... Despre limitele fiecăruia. Da, care nu au fost exprimate până acum. Da, și pentru care să găsim soluții, foarte important. Că dacă rămânem doar la nivelul la care ne comunicăm limitele și tu faci ceva să le respecti, o să fie foarte nasol. Da. Dar așa am scris toate aceste limite și împreună am găsit
soluții, do's and don'ts. Ok, hai astea de acum încolo să avem grijă să le facem, hai astea să avem grijă de acum încolo să nu le facem. E momentul în care creezi niște liste din astea, de comun acord se schimbă cultura organizațională, pentru că oamenii își dau seama de niște lucruri, se văd un pic din afară, își dau seama ce îi deranjează pe ceilalți, chiar dacă nu părea. Adică, e o formă de antrenament a empatiei? Da, este o formă de empatie care se creează prin înțelegere. Prin mentală și expunere, da. Este. Hai să mergem în alt context. Crezi că poate o relație de cuplu să înflorească dacă cei doi își propun să învețe despre limite? Depinde. Depinde de reziliența fiecăruia. Pentru că aici intervine dark side-ul fiecăruia. Dark side-ul nu în sensul de doar de limite, ci, de exemplu, discutam zilele trecute cu Cami despre faptul că s-a uitat așa compasiv la mine și mi-a zis, zice, așa, cu privire de-a dreptul maternă, și zice, mi-a fost foarte greu să accept latura aia ta, dark side-ul al tău, care ar scoate sabia în timpul nopții să meargă pe străzi să mai facă ordine. Și au fost ani de zile în care dacă eu veneam cu anumite lucruri și le spuneam, simțeam că mă judecă și mă respinge și mi-era foarte greu. La fel cum ea, dacă îmi povestea de anumite lucruri, eu intram în luptă cu ea și era foarte greu. Adică depinde mult de cât de mult se iubesc aia doi și cât de mult își doresc într-adevăr să crească. Și această, când se ajunge la limite foarte profunde, acolo e un joc mult mai complex decât pur și simplu să-ți comunic, bă, nu mai lăsa capacul de la WC-ul lăsat. Deși și acolo nu înțeleg de ce n-ar trebui capacul să stea ridicat și trebuie să stea lăsat. Deci asta n-am înțeles-o. Ca așa ai prezentat în magazinele în care se vinde. Da, eu am găsit rezolvă soluția. Am găsit soluția. Din punct de vedere Feng Shui, din câte am înțeles, nu este bine deloc să ții capacul ăla mare de la toaleta ridicat. Da, nu este bine pentru că acolo se scurg ceva energie și atunci eu oriunde mă duc, las jos toate capacele și am rezolvat problema. Când... Nici ca mine, nici ca tine, ca Feng Shui. Ceva de genul. Deci există limite din astea superficiale în care sunt chestii mărunte care te irită, șosetele pe nu știu unde, ușa deschisă de astea, care din punctul meu de vedere sunt, la nivel de grădiniță. Deci dacă din astea ajungi să te tensionezi, las-o așa, mai e mult de crescut. Sunt alea medii, care sunt despre obiceiuri, despre anumite comportamente, anumite atitudini care sunt deranjante. Și după aceea e nivelul ăsta foarte, foarte profund, care ține deja de acest dark side, respectiv de anumite aspirații de cine vrei să fii, care s-ar putea să nu se potrivească cu totul, să nu fie tot, cu totul acceptabil, zic așa. Și aici deja e nevoie de anumită măiestrie. Dar contează într-un cuplu să vorbești și să cunoști limitele. Da. Păi treptat oricum o să le cunoști. Întrebarea este dacă poți să le duci sau nu. Și la fel în orice relație de altfel. Adică toate lucrurile pe care le-am discutat și de business și de cuplu și legat de exemplu acela de salonul respectiv, toate se aplică în absolut toate, pentru că până la urmă fiecare este o relație de un anumit tip. Grozav. Vrei să-i întreb ceva pe cei care ne ascultă? Despre limite? Da. Despre dark side? Da, hai să vedem. Nu ar fi interesant, mai ales cei care vor să scrie anonim, care sunt acele limite pe care poate le au și nu reușesc să le comunice. Cine știe, poate îmi pun niște întrebări să le și răspund, că așa pot să mai și ajut oamenii. Să mă întrebați despre limitele voastre și cine știe, poate pot să vă ajut să le mai depășiți. Grozav. Așteptăm să ne scrieți.